Civica, cum vedeți această cerere de cetățenie în ultimele zile de mandat? În buza alegerilor din Republica Moldova? E o chestiune, teoretic vorbind, e grotesc gestul ăsta. Adică ai fost președintele unei țări și zici tu că ai vrea să fii, după ce îți termini mandatul, președintele altei țări. Chiar dacă există legătura dintre România și Republica Moldova, gestul în sine e anormal. După aceea, ce l-a împins pe Traian Băsescu, mai ales că, într-adevăr, cum spunea domnul Ionuț Cristache, a mai vorbit la un moment dat despre chestia asta, deci nu l-a împins vreun val de whisky sau ceva, sau lipsa cuburilor la Mamaia, fi având vreun plan. Și pe mine mă duce gândul la varianta spusă de domnul Adrian Ursu cu privire la încercarea de a dobândi o anumită imunitate candidând acolo eventual la Parlamentul Moldovean sau pur și simplu stând acolo și fiind cumva ferit de justiția din România în momentul în care justiția din România va fi capabilă să-l ancheteze. Adică să capete chiar un fel de imunitate informală, să spunem. Stă acolo, le povestește ălora, îi prostește și pe ei de cap, cum ne-a prostit și pe noi în 2004, le povestește lor acolo cum o să facă ei cu UE, cum o să-l ducă el, cum o să facă, cum o să dreagă, și atunci să stea cumva mai la fereală. Acolo pe undeva mă duce pe mine gândul, pentru că, repet, ideea în sine de a cere cetățenia e un lucru absolut bizar pentru președintele unei alte țări.